Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Foarte multe de discutat în această seară. Vorbim despre PSD, despre investițiile Iașului, despre șoseaua de centură, despre autostradă, despre vizita premierului Viorica Dăncilă, care a fost săptămâna trecută la Iași împreună cu președintele PSD Iași, Marcel Popa, președintele Consiliului Județean. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș prefera, domnul Ghețău, să discutăm despre proiectele Iașului, despre banii aduși în Iași. Și asta interesează pe absolut toți ascultătorii dumneavoastră. Să lăsăm de partid la urmă. Haideți să vedem fiecare ce face pentru cetățenii care i-a ales. Da, știți cum e? Acum eu nu știu dacă pentru PSD e bine, pentru că vin niște alegeri. Păi tocmai prezidențiale, locale, bun, alea parlamentare, hai să spunem că despre alea parlamentare nu, vă promit că nu discutăm despre parlamentare. Despre ordinea pe liste la alegerile parlamentare, pentru că nici nu se știe până atunci ce și cum. Dacă veți fi la putere, în opoziție, e mult. Până noiembrie 2020. Așa, aduce în atenția dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră proiectele concrete, fapte concrete, banii aduși în ea, și am avut al doilea buget anul trecut pe România, ceea ce reprezintă, zic eu, foarte mult, pentru că am venit pe locul 18-19, pe locul 2. Și la ora actuală se lucrează la peste 600 de kilometri ca fonduri, fonduri guvernamentale. Bun, dar acum cineva, poate chiar și din partid, vă poate întreba. Ok, domnul Popa, ați adus 1 miliard sau cât spuneți, dar de ce la europene a fost scorul ăsta pe județ? A fost un scor totuși mic față de, cred că, surprinzător pentru toată lumea. Domnul Ghețău, am spus că discutăm despre europarlamentari, dar aș vrea să vă informez. În 2014, noi am avut 68.200 de voturi, iar în 2019 am avut 67.300 și ceva. E o diferență de 800 și ceva de voturi. Atât. Deci noi la guvernare și toate partidele care sunt la guvernare se erodează, plus în Europa. Se vede foarte bine ce s-a întâmplat, nu numai la noi în România. Toate partidele care au fost la guvernare s-au erodat. Noi am avut un scor la fel ca și în 2014. Nu, număr de votanți. Număr de votanți. De votanți. Da. Că scorul e dat un scor de electoral. Scorul da. E dat de scorul procent, electoral, care e la jumătate da. Aproape din Dar scor. Dar eu v-aș răspunde totuși cu o altă întrebare. Totuși sunt comune care sunt la capătul, la limita drumului. Dobrovățu. De unde a avut Dobrovățu în acea zi vreo 200 și ceva de excursioniști? Chiar e interesant. Votați pe listele suplimentare. Votați pe listele suplimentare. Vorba primarului de acolo, ar trebui să fie cel puțin 8-9 autocare. A fost atât ziua în Iași, n-a găsit nimic. Aș vrea să vă mai întreb, de unde avem noi aproape 3.000 de etnici unguri? Asta chiar a fost o nebuloasă. De unde? Dar în toate județele s-a întâmplat chestia asta cu UDMR-ul. 2-3.000 de voturi. Să spunem că noi suntem la granița cu Bacău, aproape de Covasna, mai fost influență. Nu, dar la Craiova, la Teleorman, la Tulcea. Plausibilă. Nu, deci sunt mai multe întrebări. Este o comisie în Parlament condusă de Olguța Vasilescu care va elucida unele cazuri, dar din când în când la 2 ore se întrupeau tabletele. Sunt foarte multe exemple negative. Asta, nu găsiți nicio vină la partid? Adică partidul n-a avut nicio vină. Poate că a pentru fost, totuși scorul ăsta fost, pe ansamblu. A fost și unele mesaje nu prea bune. Pentru, poate mesaje inadecvate. Poate, a mai fost niciodată. Poate discursul ăsta anti-european, prea apăsat. Nu știu, poate că meeting-ul de la Iași. Au fost și câteva greșeli de organizare a celor care au coordonat campania. Dar am învățat ceva. Eu zic că o să avem un scor mult mai bun la prezidențiale, da. Un scor foarte bun la alegeri locale. Pentru că ați văzut că liberalii vă fură primar. Știți, așa cum afirma, așa cum afirma unii care le-au crescut un pic năsucul, când n-au făcut nimic în ani de zile, ei spun că jur de 12 primari de la PSD pleacă la opoziție. Eu vreau să informez că vineri au fost 7 primari de la opoziție în sală când a fost premierul României și președinta PSD. Au fost acolo efectiv. Restul degeaba spun. Deci eu concret, exact cum spun acei deputați care au mandate din 2004, din 2012, n-au făcut absolut nimic în Iași, n-au adus niciun proiect consistent în Iași,
acei spun la fel sau ceva concret. Eu vreau să vă spun că eu vă dau fapte concrete, da, o să vă dau investiții imediat. Concrete. Da, dar o să discutăm e, imediat. Că tot timpul ei sunt într-o opoziție, tot timpul ei sunt într-o, nu într-o opoziție, tot timpul să spună nu, la orice, la orice. Bun, nu vreau să afirm relația cu PNL-ul, și... da, spuneți-mi ce părere aveți de USR, că până la urmă eu câștigat alegerile și în municipiu detașat, bomba bombelor au câștigat și județul și au avut și un rezultat peste așteptări la nivel național. Nu este o dilemă, e un partid nou. Vom vedea ce se întâmplă, așa a fost și partidul de Aconescu, dar bine, aici este mult mai elevat, mult mai calculat. Da, e o diferență de electorate. E o diferență de electorat. Eu am convingerea la următoarele alegeri, la alegerile locale, nu va mai fi astfel de derapaje a unora președinți de secție, nu vor mai fi tabletele la STS. Da. Și acum, să nu uităm, nimeni nu spune de STS, dar 1-2 a fost gestionat de STS. Cazul care se tot scrie de 3 săptămâni. Adică ceva totuși se mai întâmplă. Cei 65 de primari din județ, ce-au făcut? Că totuși aveți 2/3 din primarii județului, adică au fost localități pe care le-ați pierdut cu primar PSD. Repet, exact aceleași număr de voturi, aproape aceleași număr de voturi le-am avut și în 2014 ca și în 2019. Păi înseamnă deci că aceleași număr de voturi. Da, bun, da. Înseamnă că ceilalți au fost foarte competitivi pentru că au atras și ei un supliment de voturi. Pentru mine este o întrebare. Cum de USR în localități unde nu are niciun, nu are organizație, nu are nimic, a avut un scor mai mare decât organizația PSD-ului de acolo. Sunt mai multe întrebări. Le analizăm, da. Încercăm să răspundem la o parte, la o parte. Nu găsim răspunsuri. Asta este. Da, mergem mai departe. Ați demis pe vreun șef de filială din județ pentru scorul de la europene? Nu, și noi nu facem un război. Dacă acea comună a avut același număr de voturi, știți, au fost organizați, fiecare și-au adus contribuția. Eu le mulțumesc public. Vom lupta împreună. Am pierdut o bătălie, nu războiul. Mergem mai departe. Sunt patru, Iașu are totuși un erou parlamentar la ora actuală. Eu zic că suntem câștigați. Da, să sperăm că va fi și vizibil domnul Ciodaru, păi că domnul, va ieși cu proiecte, va ieși în, nu știu, în... După cum îl știți dumneavoastră în și... În presă, în emisiuni, o să-l invităm chiar o să... Da. Da, să mai treacă puțin, să mai prind un pic de cheagă acolo, să păi mai înțeleagă mecanismele. Domnul Ciodaru are ca sarcină Spitalul Regional de Urgență să-l împingă să meargă în comisie, să meargă mai repede, să semneze mai repede. Dacă tot intrăm încet, încet pe teritoriul ăsta, poate să mai abordăm niște chestiuni politice pe final. Cu Spitalul Regional... Spitalul Regional de Urgență este pe linia, este la comisie la ora actuală. După ce s-a realizat studiul de fezabilitate B-ul, care au întârziat un an, au întârziat nepermis de mult, în primăvară au finalizat studiul de fezabilitate după 2 ani. Dacă ar fi făcut guvernul, Ministerul Sănătății, Ministerul Fondurilor Europene sau o firmă din România studiu de fezabilitate, cu siguranță dumneavoastră și colegii dumneavoastră ar fi spus, uite ce a întârziat guvernul un an și ceva. Dar au întârziat BEI-ul un an și jumătate studiu de fezabilitate. Cu toate acestea, noi am scos absolut toate autorizațiile. În 2013, domnul Ponta și domnul Bărnicioiu au decis să aloce în ciclul financiar 2014-2020 doar 150 de milioane de euro pentru 3 spitale. Puțin, eu atunci eram în guvern. Puțin. Eu atunci eram în guvern și mai mulți au afirmat. Domnul ministru al Sănătății, este prea puțin, ce faceți? Nu se poate 50 de milioane de euro. 100 de milioane... 150, toate 3, niciun spital nu face. 150, toate 3. Și atunci erau demersurile, pentru că este etapa prin por, unde se decontează 50-50%. 50 de Uniunea Europeană, 50 trebuie să pună în guvern. Să realizeze un spital, nicăieri în lume nu s-a realizat. Unde înțeleg că s-a reportat pentru exercițiu financiar următor, nu? Și asta a fost una dintre, sau varianta... S-a decis cu 2 luni în urmă, în luna iulie, în capătul lunii iulie,
banii, să se folosească banii de exercițiu financiar 2014-2020, să se folosească pentru un singur spital. Următoarele spitale, mergând în exercițiu financiar 2020-2027. Noi, Iașu, suntem în pole position, da. Ne-am sărduit împreună cu primăria să obținem absolut toate autorizațiile. Toată lumea spune și la nivel național că Iașu e în prima... Noi aveam în fiecare săptămână ședință cu absolut toți, toate agențiile guvernamentale la Iași. Am obținut și mediul care ceilalți încă nu l-au obținut. Atunci, noi fiind foarte înaintați, s-a decis ca Iașu, la Iași să înceapă proiectarea spitalului, să folosim suma de bani. Se va extinde și în exercițiul 2020-2027, deoarece în exercițiul următor va fi trecut pentru a deconta 80% din sumă. Deci nu va mai pune guvernul... Cât costă? 300-350? 400 de milioane de euro. A fost o dispută destul de discutată, deoarece același spital în Turcia costă 200 de milioane de euro. De ce costă la noi 400? Care explicați? Cine... Cine deci vrea a fost, a fost reprezentanții BEI-ului, a fost vreo cam 2-3 luni când s-au discutat speța respectivă. Acum se află la comisia la Digi Regio pentru analiza respectivă. Este adevărat, pentru relocarea spitalului Sfântul Spiridon s-au prevăzut 60 de milioane de euro pentru a specializa la clinicile din Europa, diferite clinici, atât asistenții cât și doctorii, s-au mai prevăzut încă 30 de milioane. Adică cam mult totuși. Pentru pregătirea personalului în noua unitate. Noua unitate. Asta e bine. Eu am mai întrebat chestia asta și e prima dată când aud. E bine că s-a avut în vedere și chestia asta. Da, sunt câteva costuri suplimentare. Știți cum e? E importantă clădirea, da? Dar e foarte important să avem și un personal acolo care să se priceapă și să fie suficient oameni, pentru că s-ar putea să ne trezim cu o hardughie mare și frumoasă, strălucitoare, dar să n-aibă cine să o ocupe. Păi, uitați, am exemplu la Brăila. Avem exemplu de la Brăila. Este un remende de 3 Tesla, singur din țară, care nu funcționează, că nu are specialiști. Noi avem un remende de 1,5 Tesla la Iași, un progres față de la 0,4 Tesla. La neuro? La neurochirurgie și cu fondurile... Da, la neuro se au lucruri bune acolo, s-au făcut investiții, nu știu, poate că e și o echipă vreau bună să vă spun că noi avem specialiști în țară, în Iași, foarte buni, având Universitatea de Medicină în Iași, sunt foarte buni specialiști aici, care doresc să rămână cu Sfânta, în Iași. Și vreau să vă spun că la neuro este la ora actuală se efectuează operații și pacienții sunt tratați cum ar fi tratați în orice clinică din Europa, la standarde europene. Doamna Dăncilă spunea că a fost 9 ani la Bruxelles și automat a mers și la diferite spitale, 9 ani de zile, e imposibil să nu ai contacte ceva, cu să-ți dea o clulă cineva. Da. Și spunea că nu sunt multe spitale să arate cum arată spitalul de la Neuro, să arate cum arată spitalul de la Cuza Vodă. Numai la Neuro s-a investit peste 20 de milioane de euro din economiile care le-am realizat la Consiliul Județean. Și asta e bine, că acolo am luat aparatură de ultimă oră. Important. Păi nu mai sunt echipamente care nu există la alte clinici asta în lume. Bine, da. N-am înțeles la Sfânta Maria ce a fost cu aducerea acelui șef de prin Botoșani, adică noi n-avem specificul că a fost și s-au iscat ceva controverse prin lumea medicală ieșeană, poate nu atât la de evidente, dar prin subterane, că am mai discutat și eu cu mulți. Și nu prea înțelegea lumea, dom'le, dar ce trebuie să vină unul din Botoșani să ne conducă aici? Dumneavoastră, presa și pacienții care au fost la Sfânta Maria ne-au relatat în urmă cu un an că acolo sunt probleme. Acolo, începând de la cartofi, se fura, bucătării din mâncare bolnavilor, până mult mai sus. Nu vreau să extrapolez. Dar acolo, timp de 10 ani, aproape de 10 ani, a fost o caracatiță care nu e normal. Spitalul era într-o pierdere foarte mare, avea 3 milioane pierdere, nu se realizau acele fișe, nu se semnau fișele care trebuiau să meargă la Casa Sănătate să deconteze. Pentru că se duceau la, unii îndrumau la clinicile private, plecau doctorii la ora 10,
la clinici private sau la cabinetele private, ceea ce nu era în regulă. Pentru un pacient sau o operație care opera un doctor, un medic, pentru a lua bonusul respective, erau trecuți pe fișă 6. Trebuia cineva extern, cineva care să nu cunoască pe nimeni, cineva care să nu aibă un cumătru, o relație, adică să intervină. Asta a fost rațiunea? Ca să facă vă dau ordine, exemplu, curățenie? Să facă curățenie. Păi, dar asta e o bilă neagră, păi, și pentru sistemul medical. Dacă îmi pare foarte rău, nimeni... nu peste tot sunt cazuri din asta, înțeles. Dar sunt foarte multe cazuri, am exemple multiple. Iar acolo, în afară de acest aspect, îmi trebuia cineva care gestiona fonduri europene. Spitalul de copii, Sfânta Marie, are fonduri de aproape 40 milioane de euro. Eu am rămas foarte uimit atunci când ei aveau, noi am făcut eforturi deosebite și am luat un remeneu la spitalul de copii și nu funcționa decât 4 ore pe săptămână. De ce? Am analizat ce se întâmplă. Pentru că pacienții erau trimiși la clinicile private pentru a face remeneu, cu remeneu acolo. Timp de un an și jumătate am monitorizat acest aspect. Am atras atenția. Am spus, acolo se întâmplă ceva. Avea mandat domnul Tărinte, membru PNL, i s-a terminat mandatul și gata. Bun, și ce garanție aveți că un om adus de afară nu un om care, va lua rapid metehnele? Un om care a lucrat la un spital județean, care are 1500 de paturi față de 650 de paturi, cum are spitalul Sfânta Marie, un spital cu probleme într-o zonă deficitară și cu multe alte... Eu am avut două criterii. Odată, a lăsat excedent bani în cont spitalului, 1,5 milioane de euro în cont. În afară de acest aspect, a gestionat fonduri cu Banca Mondială, unde sunt mult mai exigenți, și a ieșit foarte bine fără penalizare. Și asta a fost criteriul. Eu am avut CV-ul pe masă, comitetul director format din absolut toți managerii spitalelor, celor 6 spitale, de la Consiliul Județean, le-am pus CV-urile pe masă. Și ei au hotărât, domnule, cel mai bun pentru acum, etapa asta, care e foarte grea, este asta. Ați avut și asta, cred că, un cuvânt tot. Eu am avut un cuvânt pentru fondurile europene, care o penalizare la fondurile europene, la un proiect care îl derulăm acum. Pentru că acolo sunt mai multe proiecte pe fonduri europene, începând cu modernizarea spitalului și de săptămâna viitoare deja au început organizarea, față de septembrie, deja a devansat cu 2 luni, începe organizarea și aripa din partea de vest deja începe să o modernizeze și avem promisiunea, domnul Iețău a făcut calendare pe zile la constructor. Cine? Cum să aducă barăcele, să le pună, să le monteze. E liberat un tronson. Pur și simplu, acolo actul medical nu se întrerupe, actul medical merge. Acolo trebuie un manager. Asta e treaba managerului. Și vreau să vă spun că ieri am avut o analiză împreună cu managerul și cu constructorul și direcția de proiecte de la Consiliul Județean. Știți ce am sesizat? Și printre altele, iese de o lună. Într-o lună, deja a recuperat din reorganizarea sistemului medical de acolo 7 miliarde. Bani vechi, ca să înțeleagă toată lumea. Deci era o pierdere foarte mare, deja 30% din bani, i-a recuperat numai din anumite risipe care... Deci au optimizat activitatea, da. Astfel încât... Auziți, nu-l judecați acum, să judecăm după 3 luni, ceea ce este bine. Spitalul de copii... Da, niște întrebări avem voie să... Da. N-am spus că e bun, că e rău, ci că e o semn de întrebare. Spitalul de copii, dar ce sunt, noi nu putem finanța direct, ei trebuie să actul medical să-l efectueze și Casa Sănătate trebuie să deconteze. Nu completau fișele respective pentru a deconta, nici nu știau, măcar că trebuie completate. După aceea, mai sunt și alte deficiențe. Multe echipamente nu erau puse la lucru sau erau trimiți să ia analizele la laboratoare în alte părți, pentru că foarte mulți, câțiva de acolo au considerat că este unitate privată. Dacă este unitate privată, îmi pare foarte rău. Au greșit. Da. Mai ales acum s-a majorat salariile. Eu cer. Vom face eforturi. Da. Noi putem ajuta la Consiliul Județean să facem curățenie în spital, dar adică și, mental, și condiții, dar și mental, dar trebuie și să schimbe lumea. Și personalul trebuie de acolo schimbe. Trebuie să înțeleagă acolo, că în zona statului, mai ales în zona medicală, salariile au crescut substanțial. E bine că s-a întâmplat asta, dar pe de altă parte trebuie și servicii de calitate. Eu vreau să fie servicii de calitate, ceea ce se va întâmpla. Așa cum am demonstrat la cele
4 spitale care sunt sub ordinea Consiliului Județean. Mai sunt deficiențe. Care sunt? Neurochirurgia? Este neurochirurgia. Unde ora exactă la Iași se dă neurochirurgie, se dă ora exactă, mă scuzați, în țară neurochirurgie se dă de la Iași, se fac operații cu robot și singurele clinici unde se mai fac astfel de operații în Franța și în Elveția, în Lausanne. Atât. Am luat un serio angiograf de foarte bun și atunci când un pacient are un AVC, dacă merge în maxim 3 ore să extragă cheagul de sânge de pe creier, pur și simplu scapă de paralizie. Ce înseamnă asta? Nu mai sunt cheltuieli cu pacientul respectiv care, dacă e paralizat, știți foarte bine, recuperarea e în ani, poate, nu mai are personal din societate. Se efectuează la ora actuală operații de hernie de disc care s-a întâmplat și pe coloană. A venit un pacient de la Suceava care un copil a ajuns cu sânge într-un copac, a trebuit să-i pună 8 șuruburi pe coloană, marți a efectuat operația, miercuri a plecat acasă. Dacă se făcea clasic astfel de operații, dura cel puțin 30 zile numai recuperarea. Și vă dați seama ce înseamnă. Indiferent că se recuperează, da, mușchiul se dea deoparte, să pui tija. Și medicina evoluează, e bine că intrăm în... Avem aparatură de top. Sunt doctori care au operat în Franța, în Germania. Dacă și operează un pic și la mentalitatea la neurochirurgie. Acolo, la Cuza Vodă. E singurul spital din România unde a scăzut incidențele de mortalitate foarte mult. Sub 1, 0 și ceva, ceea ce este foarte bine. Avem în jur de 100 de incubatoare pentru copii care se nasc prematur, 400-600 de grame. Suntem singurii din toată Moldova, vin pacienți micuți din toată Moldova la Iași, vă dați seama că la ora actuală doamna Stamatin salvează și e mama 74 de copii că sunt acum în incubatoare respective. Înainte avea incubatoarele de copii care trebuia să, atunci când venea un alt caz, trebuia să pună câte două în incubator sau să îl deplaseze, da, pe celălalt. Destul de dificil. Ceea ce este foarte bine. Mai este spitalul de boli infecțioase. Bun, deci aveți așa, neurochirurgia, spital de boli infecțioase, maternitatea Cuza Vodă, și Elena Doamna, acolo avem o problemă, deoarece nu suntem proprietari pe teren, păi și nu se pot face investiții. Că... La ora actuală, Comisia Juridică de la Consiliul Județean negociază cu fundația care are în proprietate terenul pentru a prelua terenul, noi vrem să achiziționăm terenul și acolo vom face o clinică de fertilizare și totodată o clinică care să aibă ultima generație de aparatură și laboratoare, care va fi deschisă 24 deci de ore, de 24 de ore. Nu vom vedea afaceri imobiliare în loc. Sub nicio formă. E aur sub acolo. Nicio formă. Nu vor fi afaceri imobiliare. Sunt discuțiile destul din înaintate. Acolo va fi o clinică atunci când la un spital nu poți să ții doctorii pentru MN-ul, pentru omograf sau pentru altceva. Acolo va fi deschis 24 de ore din 24, cu laborator 24 de ore din 24. Nu vor mai fi trimise analizele la clinicile private, chiar dacă deranjez. Sau la București, sau la Viena, sau în Turcia. Păi dacă le pot face acolo și le vor face acolo. Noi avem bani în cont, prevăzuți în buget pentru achiziționarea terenului și a aparaturii speciale care va fi acolo. Asta? Investiția cât ar? Investiția imobiliară nu aș putea să vă comunic acum pentru că sunt în plin negociere, dar clădirea nouă va costa în jur de 4 milioane de euro. Iar cu echipamentele respective sperăm să avem și îmi doresc să avem o clinică modernă, o policlinică, cum era înainte. Erau policlinicile. Nu trebuie să mergi la spital, să aglomerezi spitalul pentru a efectua o analiză sau un remeneu sau... Bun, dar cu spitalul regional, că de acolo am plecat, nu m-ați lămurit. Când îl vom avea? Când credeți spitalul că îl vom regional, realist? Când se va putea face acolo prima internare? Să termin cu spitale, totuși. Mai avem spitalul de pneumo și avem... pe fonduri transfrontaliere 6 milioane de euro și la Pașcanu vom avea o clinică nouă și acolo vrem să realizăm, să construim o sală de operație pentru transplant de plămân, o noutate pentru Iași, nu trebuie să mai deplaseze în altă parte și noi avem medici specialiști pentru domeniul respectiv și spitalul de boli infecțioase, Spitalul Paraschivă, acele clădiri vechi de 200 de ani, dezastru.
Nu mai este dezastru, vă rog, mâine să mergeți, da? Să vedeți cum arată flori prin curte, iarbă, copaci, da. Clădirile toate sunt renovate și acolo vrem să realizăm, să construim încă o clădire cu 100 de paturi pentru bolnavii de SIDA. Și să continuăm mai departe. O să-mi spuneți despre spitalul regional și spitalul despre regional. Da, trebuie să luăm pauză. Da, ne-am întors în Inantei, invitat Marcel Popa, președintele PSD Iași, dar și președintele Consiliului Județean Iași, ca să terminăm chestiunea cu spitalele, Spitalul Regional de Urgență. Când credeți că va fi gata? Sau când ar trebui să fie gata? La Spitalul Regional de Urgență, Ministerul Sănătății a înaintat documentația la Comisia Europeană. Așa. Pentru a aproba și sperăm, trebuia în luna august, în luna iulie, sperăm în septembrie, când se lămuresc și acolo probleme, pentru că s-au schimbat comisiile, s-au schimbat directorii, da. S-au schimbat președințele. Deci toamna asta se va semna și se va demara licitația de proiectare a spitalului. Care durează și asta, cred că. Care durează aproximativ un an. Un an durează. Deci toamna și la anul se vor apuca de lucru, efectiv. Eu am spus întotdeauna că ar trebui să fie proiectare și execuție. Păi stați puțin, dar se face și licitația între timp? Pentru după ce se efectuează proiectarea. Dar susținem și am susținut și vom susține în continuare și Ministerul Sănătății să efectueze în același timp licitația, ca să nu dureze, este licitație internațională și față de licitațiile noastre, atunci când sunt finanțări BEI BERT, se dau cu încredințare directă. Nu mai sunt licitațiile, doar deci, analiza de oferte. Procedura să fie ceva mai scurtă. Scurtă, foarte scurtă. Și vor demara lucrurile. Ceea ce va fi foarte bine. Deci, pentru proiectare, eu știu că au prevăzut suma respectivă pentru proiectare în buget. Într-un an se vor apuca deci de lucru. Deci 2021, să spunem, se undeva la început, va începe. Păi termenul e 2024. Și să fie finalizat. Va fi... Da, cu siguranță. Gata? Da, vom avea gata spitalul. Asta e foarte bine. Cu siguranță. Bani sunt, pentru că diferența de bani sunt prinși în bugetul guvernului. De asta se dau 150 milioane de euro pentru și restul finanțează guvernul. 150 de milioane pentru de la fonduri europene. Bun, sunt pentru faza asta? Fazele respective, că a fost studiu de fezabilitate. Că știți cum e? 3 milioane una de euro. Una e ce pare la început și după aia afli că el ne-am costă 500-600 de milioane, da. Și s-ar putea să este foarte din bine. Este foarte bine, domnul Ghețău și stimați ascultători, proiectul a fost realizat de BEI, Banca Europeană de Investiții. Și a colaborat de foarte multe ori, a venit și cei de la Digi Regio, de la Comisia Europeană. Deci s-a mers simultan. Bun, ei vor urmări, asta e foarte bine. Este foarte bine. Atunci nu vor mai spune multă seriozitate și cu siguranță. Bun, șoseaua de centură, am văzut chiar astăzi un schimb de replici, ați dat un comunicat în care acuzați primăria că a pus bețea roate acestui proiect. Acest proiect... Porțiunii din șoseaua de centură, că o parte e făcută. Știți, am spus și data trecută, este... M-am dat seama acum că nu este... greu să aduci banii, parcă mai ușor aduci banii de la guvern, față de să ridice consilierii mâna pentru asociere sau pentru a aproba un drum. Cum s-a întâmplat drumul de la Iași la Suceava. Exact așa și aici m-am străduit împreună colegii mei parlamentari să aducem bani pentru centura. Centura de și unde s-a împotmărit? Centura care trece prin Pantie, acolo va fi pe 3 benzi pe sens, adică 6 benzi, și merge mai departe spre drumul hoților. În 2009 este o adresă și acolo nimeni nu știe când, nu știe, nu s-a răspuns de la primărie cine face utilitățile, cine cheltuie pentru utilități. Extensia respectivă a... Adică e o neînțelegere între Consiliul Județean nu, și primărie? Nu, e o neînțelegere între Ministerul Transporturilor prin CNAIR și primărie. În 2009 primăria și-a asumat să stâlpii de iluminat să-i deplaseze cu 3 metri mai într-o parte, stâlpii de vârf, de fir de contact să-i deplaseze. Pe partea cealaltă să deplaseze canalizarea și utilitățile este datoria primăriei. După aceea să predea cele două spațiu. Instituții, Ministerul sau CNAIR-ul și primăria, de ce nu se... Văd față în față așa cum stăm noi, cu pixul în mână, să vedem ce și cum. Pe data de 19 august,
trebuia să finalizeze procedura de licitație, proiectare și execuție a șoselei de centură, care o așteptăm toată lumea. Se așteaptă de 10 ani, din 2008 sunt discuțiile. Am ajuns să fie finanțată. În 2017 deci s-a finanțat, sunt bani în cont, 186 de milioane de euro pentru finanțarea... 86 de milioane de lei. De lei, mă scuzați, pentru finanțarea șoselei de centură. Absolut toți partenerii au cerut clarificări. Cine plătește utilitățile? Ministerul Transportului a scris la Primăria Iași. Primăria Iași trebuia să răspundă. Bun, în seara asta... Eu am insistat foarte mult pe domnul primar, împreună, săptămâna viitoare, să mergem la Ministerul Transportului să deblocăm această speță. Pentru că sunt câteva autorizații date în, cum se spune, marginea drumului, în marginea cartamentului și mai poate fi lărgit. Să lămurim toate problemele, să luăm măsuri. Da, e adevărat că primăria a dat acolo niște, nu știu, sunt ceva dezvoltatori imobiliari cu interese în zona, pe traseu. Păi sunt vreo trei obiective, trei case care sunt făcute în margine și nață, nu cont de cartamentul drumului, de 14 metri de la axul drumului. Și atât. Și construcțiile s-au făcut? Și construcțiile sunt făcute. Păi și ce o să se întâmple? O să treacă mașinile prin asta casă? Asta este o problemă. Sau indiferent, fac tunel pe dedesubt. Când veneam la dumneavoastră, citeam cum se dezvinovățește primăria. Păi, dar decât se dezvinovățească... Au dat un comunicat în care au spus că Ministerul Transporturilor 3 ani a dormit și acum s-a trezit, e campanie electorală și l-acuză pe Ministrul Transporturilor că nu și-a făcut treaba. Ministrul Transporturilor și Guvernul României și-a făcut treaba. A finanțat șosea de centură, a scos la licitație pentru execuție și pentru proiectare și execuție șosea de centură și primăria trebuia să răspundă la clarificări. Deci deocamdată e blocat. Nu? Și atât. Deci bani sunt. Bani da? Sunt. Licitația s-a amânat până pe data de 19 septembrie. Am rugat salariații, angajații primăriei să se ocupe de acest aspect și să dea, să răspundă la clarificări. După conferință de presă ne-am luat de mai multe ori legătura cu reprezentanții primăriei și ne-au spus că vor face absolut tot ce se poate. Să te dezvinovățești este foarte simplu. Da, urmări că eu vreau să urmăresc acest obiectiv. E păcat că se aruncă dintr-o parte în alta și eu vreau nu să urmăresc săptămâna viitoare, voi merge la domnul ministru și voi analiza absolut toate piedicele. Cu siguranță, văd că este cel mai bine răspunsul prin presă, prin dumneavoastră. Voi faceți conferințe de presă și eu am să vă spun punctual. Aici nu s-a dat corespondența la primărie, nu s-a răspuns. Aici nu s-a răspuns, dar aici nu s-a răspuns. Știți cum e? Asta pe noi ne încălzește mai puțin că are dreptate unul sau altul. Problema nu. E să se facă vreau, și ca primăria să se implice la rândul în proiectul ăsta, pentru că, până la urmă, e proiect ok, mai ales că trece prin ea și șosea de centură, astăzi, poate trebuia să fie prin afară, astăzi altă problemă, dar să o facem. Astăzi am avut întâlnire cu parlamentarii la sediul PSD-ului, parlamentarii PSD-ului, să meargă la ministru și să urmărească șosea de centură, nu vreau să pierdem banii. Toți trebuie să ne implicăm pentru șosea de centură. Este o necesitate, pentru că șosea de centură ajunge până la Olboca și putem să descongestionăm drumul spre aeroport, spre Tomeș, spre Tuțul. Bun, parcuri, și vom face. Parcuri industriale. Am văzut că v-ați asociat sau, mă rog, e o formă de colaborare cu Primăria Miroslava pentru parcul sau parcurile de acolo. Deoarece acolo parcul de lucrurile se mișcă și se mișcă foarte bine la Miroslava. Parcul industrial. Uite, un liberal care conduce primărie, dar văd că vă înțelegeți sau instituțional. Eu mă înțeleg cu oricine instituțional și înțeleg cu oricine atunci când este vorba pentru dezvoltarea județului. Deci, și la fel coleg de partid, Mihai Chirica, nu vă puteți înțelege. Și vreau să vă spun că am ales această cale cu domnul primar Niță, pentru că noi trebuie să dezvoltăm acum, avem ocazia, când încă pe piețele europene mai sunt probleme și mondiale, atunci când vin investitori din altă parte, noi trebuie să le alocăm spațiu și parcurile industriale sunt o rezolvare a problemelor atât a locurilor de muncă, cât și a reindustrializării României. E chiar de apreciat. Și pe mine mă acolo interesează în mod deosebit. Eu în 2012 până în 2015 am fost vicepreședinte a parcurilor industriale la nivel european. Cunosc acest subiect foarte bine. Am foarte multe conexiuni în Europa și vrem să dezvoltăm.
ceea ce spun ceilalți din opoziție, îmi pare rău. Nu s-au informat și nu știu despre ce este vorba, în primul rând. Eu am realizat mini-parc industrial, primul parc... Bun, la Lețcan, nu știu ce se întâmplă cu parcul. Nu, am realizat primul parc... La agroindustrial. La compania mea. Bun. Unde a fost Delphi, Omcos, Eurom, trei firme foarte mari, trei firme mondiale. Și au lucrat acolo. La ora actuală, nu vă spun numele. Discuția mai merge, nu, adică funcționează. Funcționează la Technoton, la ora actuală sunt peste 1000 și ceva, 1400 de angajați. Sunt două firme și două firme străine care lucrează acolo. Mai aveți vreo calitate și acolo sau ați predat? Eu nu am nicio calitate. Din 2013 am predat soție administrația. Nu mă mai ocup și nici prin... Bun, ai niște sfaturi așa, da. Că seara mai dați. Da. Bun. Și vreau să vă spun că sunt inginer, sunt industriaș, mă preocupă această zonă în mod deosebit. Am căzut de acord cu domnul Niță, am contribuit la realizarea și la obținerea licenței pentru primul parc la Miroslava, deoarece erau câteva inadvertențe și am reușit să găsim soluții. La fel am spus că noi nu trebuie să divizăm munca noastră în diferite locuri, ci trebuie să ne asociem. Așa ne-am asociat cu Miroslava și cu Holboca. Bun, rolul Consiliului Județean e de a crea, dacă am înțeles spațiu. Bine... Infrastructura. Infrastructura. Noi creăm infrastructura. Adică duceți drumul, faceți un inel dacă trebuie pentru făcut o primărie acolo, este foarte greu. Un giratoriu. Pentru primărie este foarte greu și trebuie să deloce din bugetul Consiliului Local mai mulți bani. Pe când noi am venit și împreună putem face o echipă, putem realiza bine. Foarte multe investiții. Noi realizăm acele investiții de acces, de utilități, atunci când vine investitorul să aibă totul la cheie. Spuneți dumneavoastră de parcul de la Lescani, care a început în 2014 și, din păcate, nu este o soluție foarte bună, deoarece în mijlocul parcului, după cum ați văzut astăzi și pozele respective, este prevăzut mentenanța o zonă pentru mentenanța viitoare autostrăzi. Nimeni nu vine direct acolo. În afară de acest aspect la Lescani... Cine a decis chestia asta? Domnia Domniții în 2014 și conduce acest parc, SECE, parc industrial, este condus de directorul liberal, Rădulescu, care nu l-am văzut decât luna asta, nu l-am văzut niciodată. Nici nu vine la servici de multe ori. Asta este bun, dar subordinea cu ei parcul ăsta, că nu înțeleg. Păi este nu... CJ-ul este în asociație, în asociere cu primăria Lescani, SC Parc Industrial Lescani, condusă de directorul general Rădulescu, membru PNL, pus consilierul deci domnului Domniței. Din... Da. Cunosc. În fine, da. Nu s-a implicat și acolo, în afară de acest aspect, la Lescani, ei am propus, deoarece nu se poate realiza un parc integrat. Parcul integrat, ce înseamnă? Trebuie să faci la un parc, trebuie să faci investiții, să închizi cu gardă, păi că se vrea o intimitate. Cu primarul de acolo, Stelian Tulupu, care mi se pare un tip deschis. Păi el dânsul a spus să mai multe emisiuni, chiar și la dumneavoastră, am auzit. Nu, acolo, n-a fost, la mine n-a fost. Sau, nu la dumneavoastră, într-o altă emisiune de la Telem. A spus că să ne dea nouă parcul industrial. Eu am făcut cerere, poftim, te rog, investițiile noastre sunt aici, te rog să iei parcul industrial, deoarece acolo se poate dezvolta. Pentru că vin parteneri industriași și ei spun, eu vin din Germania, vreau să fac o hală sau vreau acum 2 hectare, dar pe viitor vreau să extind și mai am nevoie încă de 5 hectare sau 10 hectare, că el vrea să vadă cum merge piața, cum se adaptează și dezvoltă. Iar acolo nu se mai poate extinde, deoarece în mijloc, exact în mijloc, este ocupat de... Da, nu știu cine a luat decizia asta. Să vedem ce s-a întâmplat. Domniții, da, dacă mi-aduc aminte, păi, uitați, a plecat de mult, adică... 2015 a plecat. Să dăm bina tot pe el. 2015 a plecat și... Sunt 4 ani, domnul. Da. Păi parcă, știți, totul începe, dacă unul aruncă o piatră în baltă, se chinui 10 să o scoată. Da, da, știți cum e... Uitați, am luat parcul de la Holboca, care din 2013, 2012 s-a discutat un hub de intermodal. Am auzit de el, și atât, da. Și atât. Da, păi am preluat terenul respectiv, acolo facem un parc industrial, începem să demărăm studiul de fezabilitate, începem să demărăm obținerea licenței da, de parc industrial, mergem mai departe, pentru că parcul de la... Problema e pe ce drum se va asigura legătura. Până atunci va fi gata șosea de centură.
Sper. Și îmi doresc. De asta spun că este nevoie. Deci nu este nevoie de șoseaua de centură. O să mai discutăm este cu nevoie. Accesul la nou spital regional, pentru că acolo va fi o problemă dacă da. Nu se face infrastructura pe partea alaltă, nu știu. Pe partea de nord, șoseaua de centură pe partea de nord, în 2009, atunci când a fost o anumită conducere liberală, s-a decis că 17... Păi, vă spun eu, costurile sunt de fezabilitate care l-a făcut, care acum este dilemă pentru toată lumea și nu știe cum să facă. 17 km pe partea de nord are un cost de 800 și vreo 70 milioane de euro. Cât 100 de kilometri de autostradă. Oare cine a greșit? Haideți să vedem de la început. S-a făcut studiul de fezabilitate greșit. De ce s-a refăcut studiul ăsta? Păi studiul de fezabilitate se reface acum... La fi scos la licitații, cam nu târziu. Este târziu. S-a finanțat, se finanțează pentru facerea studiului de fezabilitate. Iar un studiu de fezabilitate, după cum cunoașteți legile și vreau să vă informez că nu poți să schimbi mai mult de 20%. De asta trebuie o altă procedură. Cum vă spuneam de foarte multe ori, autostrada. Autostrada de la Iași, până la Târgu Neamț, aproape de Târgu Neamț, până la Hanu Ancuții, are prevăzute 8 tuneluri ca să treci de Aruneanu. Este prevăzut un tunel de câțiva kilometri și 110 viaducte. E ceva fenomenal. Stați puțin, asta e poantă sau ce? Nu e poantă, am făcut emisiune, vă arăt efectiv ca să crească costurile de la 4,6 miliarde la 9,7 miliarde, atunci s-au prevăzut foarte multe tunele. Da, știți cum e. Da, dar știți cum toată lumea dă cu petre în noi acum autostrada. Simați colegi liberali în opoziție. Ați avut doi miniștri. Ministru Orban, ministru Fenechiu. Ce s-a realizat? Nimic. Da, dar pe de altă parte ceva ar putea spune că... Să nu dăm totdeauna, știți, domnul Ghețău... PSD-ul a preluat din 2016, ca să nu mai spunem că din 2017 a preluat. Bun, ok. 2017. Și sunt, fie ca 2017 și ne îmbătim se demarează. Tot în documentație, în proceduri. Domnul, referitor la parcurile industriale, am auzit pe media, acum ieri a fost ședința Consiliului, de Consiliul Județean. Eu am o invitație de la guvernul german, prin Camera de Comerț Română-Germană, să merg la Berlin să mă întâlnesc cu mai multe companii. Din păcate, liberalii și PMP-ul și UNPR-ul au considerat că nu trebuie să merg timp de două zile până la Berlin. Nu era o excursie și aș vrea să le reamintesc. În trei ani, domnul Adonuții a făcut peste 50 de astfel de... Și nu e. A adus niciun până investitor. Urmă, opoziția... Nu. Critică, dar totuși să nu-ți dea voie. Eu am masa scurtă cu Ministerul Economiei, întâlnire la nivel înalt. Nu poți. Am deja rezervat hotel, am rezervat programul pentru speech. O să merg pe persoană fizică. Am fost invitat la nivel... Bun, în Consiliul Județean nu mai înțeleg că nu mai aveți majoritatea? Nu. Fiind, doar nu trebuia fiind, două treimi. Fiind colegi, fiind mulți trei colegi în concediu de odihnă, plecați din țară, n-au putut să participe. Și atunci au început să spună să își arate mușchii unii, dar își arată mușchii în detrimentul Iașului. Nu am mers niciodată să mă plimb. Am 120 zile de concediu de efectuat. Nu am fost decât în deplasările unde deci sunt înțeleg că o să mergeți pe bani. Nu știu dacă mi se pare în regulă chestia asta. Păi am mai mers, acolo. Să știți că tot la fel ideea, a prevăzut. Ideea e cu ce rezultate se întoarce păi, de acolo președintele Consiliului. Vă dau exemplu. Pentru că am auzit și discuția asta, că ați mai fost și în alte părți și nu s-au văzut rezultate. Domnul Ghețău, dau exemplu clasic a unui raion din Finlanda. A trimis la Bruxelles săptămânal doi angajați săptămânal, după 2 ani le-au cumpărat și apartament acolo. Timp de 5 ani am mers săptămânal la Bruxelles, acei reprezentanți a raionului respectiv. Știți că după 5 ani cea mai mare investiție Google e în Finlanda. Au adus investiția în Finlanda. Este exemplu clasic care l-am văzut și dacă nu te duci acolo nu există. Da, nu o să-ți vină investitorii la tine acasă să te tragă de inimă că fac o opoziție neconstructivă. Nu. Eu am făcut o scrisoare Camerei de Comerț astăzi și le-am comunicat datorită faptului... Camerei de Comerț Germane? Care? Camerei de Comerț Română Germane.
datorită opoziției consilierilor de la PNL și PMP, nu am avut aprobat oficial deplasarea, voi merge pe persoană fizică. Te interesează mai puțin disputele politice de aici, adică da, și, dar știți ce cum? Spun. Asta deci, e să luăm exemplu, să luăm exemplu landului respectiv din Finlanda. După 5 ani de cheltuieli, au venit în Finlanda și a fost cea mai mare și este cea mai mare investiție a lui Google. Haideți să abordăm mai să avem vreo 5 minute de toate și vreau să păi nu trebuie să uităm din asta și trebuie și două, să analizăm întrebări politice. Plus de asta jubilau faptul că nu mi-a dat mie votul pentru excursii, așa cum zis, excursia lor, nu mi-a dat mie votul pentru deplasarea în Germania să mă întâlnesc la Berlin. Eu am fost de peste 30 de ori la Berlin. Pentru mine nu reprezintă o excursie, îmi pare foarte rău, dar la punctul următor n-au votat asocierea cu Miroslava. Când și-au dat seama că și la Holbox au cerut o pauză. Asta s-a întâmplat ieri. Ce să fac eu dacă dumnealor ieri așa au decis. Așa exact cum nu au fost de acord cu investițiile pentru unele drumuri, cum a fost de acord cu investiții pentru sala de sport și cum nu au fost de acord cu nicio investiție, pentru că nu au aprobat bugetul consolidat. Că nu aprob bugetul, înseamnă că nu ești de acord cu nimic în Iași. Acum, dar vreau să vă spun, domnul Ghețău, pot fi de înțeles, dar încă o dată, sunteți președintele instituției, aveți o majoritate în jur, acum că îți plecați 2, 1, 3, 5, nu știu, a fost o conjunctură. A fost o conjunctură, dar să dai vina tot doar pe ceilalți. Păi eu vreau să vă spun ce am făcut, nu dau vina. Ei au votat, consilierii au votat. O să văd și PSD-ul când o să fie în opoziție cum se va comporta. Vreau să vă spun, domnul Ghețău, că în Iași, la ora actuală, se modernizează școli, fiecare comună are cel puțin 2-3 proiecte, se modernizează aproximativ 600 de kilometri de drum comunal, se modernizează 300 în proceduri de modernizare, 300 de kilometri de drum județean, niciodată n-a fost o campanie de asfaltare la acest nivel. Se realizează, modernizează 26 de dispensare, sunt dispensare noi care se construiesc în județul Iași, unele aproape finalizate și dacă eu am, atunci când am preluat mandatul, care au mai fost și alții înaintea mea, totuși, erau 254 de obiective școlare care aveau toaleta în asta e o mare problemă. Fundul curții, la ora actuală sunt aproape 100 de școli care s-a rezolvat problema în acești 3 ani, fapte concrete. Peste 120 de școli deja se lucrează la ele, sunt în procedură și mulți se vor finaliza săptămâna viitoare până ce începe școala. Mai sunt aproximativ 50 care se vor moderniza în timp util. Nu spun că nu se fac, da. Păi cu fapte concrete totuși. Când în 3 ani de zile, la 30 de ani, nu la 3 ani, la 30 de ani de la Revoluție, că mai păi, domnul Ghețău, școli cu toalete, că a fost și PD, PDL, PNL, păi, PSD, FDSN, Iliescu, domnul Ghețău, toată lumea. Haideți să ne uităm Băzescu. Totuși în 2007, când a fost ministru a domniței, că se realizau toalete de 2 miliarde, de 4 miliarde la Ciurea, în fundul curții. Sunt pe final, veți candida la Consiliul Județean? Voi candida la Consiliul nominali. Județean. Sunt foarte multe proiecte și îmi doresc să duc proiectele la bun sfârșit. La primărie? Când veți la primărie, candida? Că nu puteți candida dumneavoastră. La primărie, la ora actuală, avem un sondaj în lucru unde sunt se analizează, se măsoară toți parlamentarii, cei din partid. Chirica exclus? Nu măsurăm pe domnul Chirica. Nu. Deci nu-l măsurăm. Nu. Și atunci cel mai bine poziționat, biroul județean, CEX-ul va decide care să preia acest concurs. Când vom cunoaște cred numele candidat? Cred că în octombrie, noiembrie vom cunoaște. Deci în toamna asta vom ști? În această toamnă vor ști candidatul. Da. Bun. Mulțumesc, domnule Popa. Mai aveam discutat despre aeroport, despre drumurile județului, dar poate cu altă ocazie. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și noastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seara bună!